Bună ziua! Numele meu este Teodora Radu și sunt medic specialist obstetrică-ginecologie în cadrul Centrului Medical Anastasios din Cluj-Napoca. Astăzi vom discuta despre infecțiile tractului genital. Voi prezenta cauzele principale ale infecțiilor genitale, factorii favorizanți, semnele și simptomele, diagnosticul și tratamentul acestora și voi detalia aspecte legate de candidoza vaginală. Infecțiile tractului genital constituie una din cele mai frecvente patologii pentru care pacientele se prezintă în cadrul cabinetelor de ginecologie. Evoluția îndelungată, complicațiile și sechelele acestora constituie adevărată problemă de sănătate publică, fiind o cauză majoră de morbiditate prin boli infecțioase. Acestea se instalează atunci când este destabilizat echilibrul florei locale vaginale, cel mai adesea de către o bacterie care afectează pH-ul vaginal și implicit scade numărul de lactobacili vaginali. Principalii factori favorizanți sunt vârsta tânără, debutul precoce al vieții sexuale, parteneri sexuali multipli, utilizarea dispozitivelor contraceptive intrauterine, factori medicamentoși cum ar fi antibioticele, imunosupresoarele, citostaticele, factorii hormonali prin lipsa hormonilor estrogeni sau administrarea de contraceptive orale, patologii asociate cum ar fi infecțiile urinare, diabetul și o igienă precară sau uneori chiar excesivă. Cea mai frecventă modalitate de transmitere este reprezentată de contactul sexual. Alte căi de transmitere sunt contactul tegumentar cu secreții de la nivelul organelor genitale, cavității bucale sau rectului, sau prin contactul cu produse biologice, cum ar fi sângele infectat. Principalii agenți patogeni implicați în apariția infecțiilor genitale sunt bacteriile, virusurile, fungii și paraziții. Simptomele și semnele care sugerează o infecție vaginală sunt reprezentate de modificarea secrețiilor vaginale. Acestea devin mult mai abundente, își schimbă culoarea cu nuanțe spre gri, gălbui sau verzui și capătă un miros neplăcut. Pruritul vulvovaginal, durerea sau disconfortul la nivelul organelor genitale, dispareunia, care reprezintă disconfortul în timpul actului sexual, sângerarea la contactul sexual, leziuni locale, cum ar fi papule, ulcere sau condiloame, iar un simptom inconstant este reprezentat de febră. Diagnosticul infecțiilor genitale se face prin intermediul examenului clinic cu obiectivarea simptomatologiei și paraclinic prin examenul secreției vaginale și analize de sânge. Ca și metode de profilaxie, se recomandă păstrarea igienei intime, evitarea spălăturilor vaginale intempestive, contacte sexuale protejate, folosirea lenjeriei de bumbac, evitarea umidității și evitarea îmbrăcămintei mulate. Soluția recomandată pentru tratarea oricărui tip de infecție vaginală este să consultați în primul rând un medic ginecolog, care vă va recomanda un tratament personalizat. Cel mai adesea este necesar tratamentul ambilor parteneri, acesta putând fi local prin utilizarea de ovule și creme sau sistemic prin utilizarea de comprimate cu administrare orală. Nu ne bazăm pe sfaturile primite de la prietene și rude pentru a trata o infecție vaginală, deoarece, tratată cu superficialitate sau ignorată, această problemă poate duce la complicații grave și anume infertilitate, infecții urinare, anexite, dureri cronice pelvine, iar în cadrul sarcinilor, ducând la naștere prematură. Clasificarea infecțiilor genitale cuprinde două categorii. Infecții genitale înalte, acestea sunt cel mai adesea bacteriene și mai rar virale, interesând uterul, ovarele și trompele uterine. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de boală inflamatorie pelvină. Infecțiile genitale joase, reprezentate de vulvite, vaginite, inflamația glandelor accesorii Bartolin și Skene și cervicită. 90% din cazurile de infecție vaginale sunt diagnosticate ca și vaginită bacteriană determinată de Gardnerella, tricomoniază și candidoză. Deoarece 75% dintre femei se vor adresa unui ginecolog de-a lungul vieții pentru minimum un episod de vulvovaginită fungică, cunoscută mai bine ca și candidoză vaginală, astăzi am să punctez câteva aspecte legate de această patologie. Candidoza este o infecție cauzată de dezvoltarea excesivă a ciupercii cunoscută sub denumirea de Candida albicans, o ciupercă care trăiește în mod normal în corpul uman, dar un sistem imunitar sănătos va ține sub control dezvoltarea excesivă a acestui agent patogen. Așadar, cum menționam anterior, motivul principal pentru care se dezvoltă candidoza este sistemul imunitar deficitar. Alți factori predispozanți sunt utilizarea antibioticelor, nivelul crescut de estrogeni, cum ar fi situații ca și sarcina, terapia hormonală, perioada postovulatorie a ciclului menstrual, contracepție prin utilizarea de diafragm sau dispozitive intrauterine,
Unele afecțiuni medicale, cum sunt diabetul zaharat, atopiile, alergiile, tulburările endocrine și bolile neoplazice, favorizează apariția acestei infecții genitale. Deși candidoza este uneori asimptomatică sau are manifestări subtile, cel mai frecvent se manifestă prin arsuri și mâncărimi în zona vaginului, modificarea secrețiilor vaginale, secreția fiind albicioasă, grunjoasă, fără miros, sau apoasă abundentă, roșață, inflamația zonei genitale externe, disconfort și durere în timpul actului sexual și usturime la urinare. Candidoza se vindecă de regulă prin administrarea pe cale intravaginală a tratamentului medicamentos sub forma unor ovule sau creme, dar și prin utilizarea unor medicamente antimicotice administrate oral. Tipul de tratament este recomandat de medic în urma unui consult ginecologic și a unor investigații suplimentare. De obicei, nu este necesară urmărirea tratamentului, dar cu toate acestea, femeile la care simptomele persistă sau reapar după tratament trebuie sfătuite să se întoarcă pentru vizite de urmărire. Cea mai potrivită strategie este prevenția. Măsurile sunt evitarea regimurilor bogate în carbohidrați rafinați, folosirea moderată a antibioticelor, evitarea dușurilor vaginale ce înlătură flora normală a vaginului, evitarea folosirii produselor de igienă parfumate, inclusiv a băilor de șezut fierbinți, utilizarea lenjeriilor de bumbac, evitarea hainelor foarte strâmte, schimbarea rapidă a hainelor umede și a costumelor de baie după îmbăiere. În speranța că am reușit să lămuresc câteva aspecte legate de infecțiile tractului genital, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări suplimentare, le puteți adresa la secțiunea comentarii și vă voi răspunde acolo. Iar dacă vă confruntați cu semne și simptome specifice acestor infecții, vă așteptăm la consultații în cadrul Centrului Medical Anastasios din Cluj-Napoca.